Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare bă băieți, bine v-am zis, fraților, la un nou episod de Wingman Hacking. N-am mai făcut de mult Wingman Hacking și am zis, bă frate, hai să mai jucăm și noi să vedem cum se treaba pe Wingman, dar înainte să trecem la meci, vreau să vă spun că am făcut aici o nouă achiziție, adică știți că aceste Shadow Daggers erau inițial împrumutate, mi le împrumutase Smokey mie să filmez niște episoade cu ele, dar până la urmă am zis, bă frate, hai că ți le cumpăr, i le-am cumpărat și acum așteaptă aceste cuțite minunate să le dau trade pe contul principal, pe acel cont pe care mi-am luat și pinurile alea și operațiuni, așa am făcut-o de diamond și am zis, bă, voi să vă prezint și voi aici marea achiziție și o să jucăm și un meci de wingman cu ele și mă rog, mai am aici câteva skin-uri pe care o să vreau să le transfer pe contul ăla, acum nu am inventory changer sau ceva, astea sunt skin-urile, să zic așa, originale, adică skin-urile mele și o să vă fac un update în câteva zile, momentan nu sunt pe contul meu, sunt pe contul lui frate meu, dar o să vedeți în câteva zile acolo un mare update și o mare surpriză. De fapt, nu știu dacă chiar în câteva zile, pentru că trebuie să-mi treacă trade banul, dar oricum o să vedeți acolo un mare update pe contul meu main, să vedeți acolo ce chestii mi-a mai făcut nebunii de alea și o să vă dau și linkul din nou să mai puteți da ad, deoarece pe acel cont o să joc eu cel mai mult cu coduri, o să vreau să-l cresc, să-l fac șmecher rău de tot. Mi-am luat aceste cuțite ca să mă motiveze și pe mine așa să nu mai iau bani așa de repede pe conturi. Ce zic, că în ultimele luni ai să dăm și noi un start la meci, în ultimele luni am cam bana la conturi ca pe, adică am schimbat conturile pe șosete, adică am ținut și eu un cont un an de zile, după aia am mai ținut un cont câteva luni și acum în ultima lună am banat cred că vreo 3 conturi. Da, bă, băieți, hai să trecem la meciul de Wingman, dați-vă acolo like să facem 1500 de like-uri și să sperăm că nu dăm de spin butări pe Wingman, adică eu pe acest cont ar trebui să am transfector destul de bun, având în vedere că am imediat medalia de 5 ani și am și cuțit în inventar. Hai să vedem. Da, bă, băieți, ne-a găsit și meci, suntem aici într-un meci pe, mamă, ce mi-a dat o silver. Suntem într-un meci pe Inferno aparent și am câteva chestii să vă zic. Și am și câteva, nu știu așa, să vă cer scuze un pic, bă, băieți, adică nu chiar la toți, dar știți că pe live-ul de 12 ore am zis că o să fac un giveaway cu 5 licențe de Exitium, cheat-ul cu care joc eu acum, nu? Ei bine, bă, băieți, eu am făcut giveaway-ul, adică am extras cele 5 persoane câștigătoare pentru giveaway, dar în seara aia știți că am fost obosit, m-am pus să mă culc, a doua zi am mai trebuit să filmez și așa încet încet a trecut o săptămână și eu am uitat să le scriu câștigătorilor pe Instagram, bă, băieți, așa că dacă sunteți câștigători la giveaway-ul cu Exitium, nu vă îngrijorați, azi, maxim, mâine o să vă scriu pe Instagram să vorbesc cu voi, să vedeți ce trebuie să faceți ca să faceți, să puneți mâna pe acele licențe de o lună. Nu uitați, dacă primiți mesajul, să-mi răspundeți imediat cum ați primit mesajul, deoarece am și două persoane, așa, nu știu, puse pe locul 2 cum ar veni, adică dacă voi, cei 5 din lista mea, nu-mi răspundeți în interval de măcar 24 de ore, o să am și rezerve. Ia uite-l coaie pe Silver, am și rezerve pentru giveaway, deci dacă în 24 de ore, hai să zic maxim 48 de ore, așa, nu-mi răspundeți la mesaj, o să trebuiască să-i dau mesaj unei persoane de schimb, bă băieți, așa că aveți mare, mare grijă. Ioi, ce backtrack i-am dat la ăla să mă bată, tata, ce backtrack, bă băieți, cu cuțitul ăsta, cu cuțitele, cu tot. What? Ce-a zis ăsta, mă? Ruski. Nu, 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 I'm Romanian, I'm not Turkey, man. Oh my god, asta m-a dărâmat în halul ăsta, m-a... Doamne, să mă întrebe dacă-s turc, serios, mă. Deci, na, cam asta este faza, bă, băieți. O să încerc să vă scriu la cei care ați câștigat. Chiar îmi pare rău că nu v-am scris. Și probabil că vă întrebați, bă, Raul, dar de ce te-ai luat cuțit pe un cont pe care eu jucuiec? Deoarece ai skin changer, ai tot ce vrei tu. De ce? Nu înțeleg. Ei bine, bă, băieți, știți că am promis acum, adică v-am promis vouă că o să încerc să nu mai iau ban așa, să schimb conturile ca pe șosete. Așa că, ia uite-l coaie. Așa că... Nu, mai vreau să mă motivez în primul rând ceva, adică vreau să am o motivație, să știu că, bă, frate, dacă dau obvious meciul ăsta, nu o să mai am cuțitele în inventar, o să le pierd, o să-mi iau bani. Așa că, bă, nu știu, în primul rând pentru motivare, adică să nu mai dau nici eu obvious în meciuri și în al doilea rând pentru transfector, deoarece vă dați seama, când aveți skin-uri, cuțite, tăcă, vă crește foarte mult transfector, adică bine și gamer și zice, bă, frate, uite, ăsta are cuțit, ăsta sigur nu joacă cu coduri, știți ce zic? Așa că, na, în al doilea rând asta ar fi motivul pentru transfector, ca să nu mai am probleme cu Overwatch-ul, să știu că intru la Overwatch sau, nu știu, să nu vină transfector roșu să-mi iau vac și chestii de genul, știți? Ia uite-l pe ăsta cu aia. Ultima ar trebui să fie aici. Wow. Mamă, ce mi-a dat-o ăsta. No, no problem, no problem, man. Mamă, coaie, ce mi-a dat-o silverul ăsta. Și ăștia au silver 1 amândoi, mă. Cum dracu să ai silver 1? Bine, nu știu de ce am vrut să zic chestia asta. Cum dracu să ai silver 1 pe Wingman, având în vedere că eu joc la silver 1, deci înseamnă că și eu am. Dar oricum ăsta e contul lui frate-mi. Eu am scuze, băieți. Am scuze, ăsta e contul lui frate-mi. Mai fi jucat și el Wingman-uri, deși nu are rank. Contul mai fi jucat și el Wingman-uri și...
Și na, puii mei, știți ce zic, o mai pierdut acolo cât e un meci, mai hai că dau picla asta, să-mi dau picioarele, nu mai îmi dai tu anta mie, frătiuc, mamă, ce am dat-o la ăla. Ce am dat-o la ăla, bă, frătiuc, bă, hai să luăm și noi acau ăsta. Și da, să sperăm, băieți, că o să-mi răspundeți toți de la giveaway, că chiar, ce chiar vreau eu, practic, ce trebuie să fac este să vă cer vouă, să vă cer vouă linkul de la profilul vostru de pe Exitium. Voi o să-mi dați profilul și după aia eu o să mă duc la ownerul de la Exitium și o să-i zic: uite, frătiu, că știați câștigătorii, dă-le licență. Și el o să vă dea câte o licență. Adică voi nu o să trebuiască să faceți mare lucru, doar să-mi dați linkul de la profil și cam atât, dar de restul mă ocup eu. Știți ce zic? Numai... Ia, și-a luat AVP, bă, băiatule. Hai, bossule. Nu mai, ai crezut tu că mă mai ești pe mine, dar nu mă mai lua, brodere. Nu mai mai luat. Bă, chiar e șmecher Wingman-ul și chiar mă mir bine. Jucăm și la rancuri de silver, nu pot să mă aștept să dăm de codat sau chestii de astea, dar chiar îmi place că nu mai sunt așa de mulți codați, adică nici pe matchmaking am mai jucat matchmaking-uri de astea și n-am mai dat efectiv de codați. Este un semn bun, este o mișcare înțeleaptă a celor de la Valve, deși eu n-am fost banat pe niciun cont în perioada asta când s-au dat mai multe banuri, dar e o chestie destul de interesantă că s-au banat destul de mulți codați, sperăm la cât mai mulți. Bine, inițial a fost chestia aia cu banarea codurilor free și... Știți că Andu juca cu OTCV3 și a luat ban, Vlăduz la fel juca cu OTCV3 și a luat ban, deci destul de mulți useri ale citurilor free și au luat ban. Probabil că acum trebuia să și joci în ziua respectivă sau măcar cu o zi înainte ca să îți iei ban, la modul că, nu știu, uite, de exemplu, sunt oameni care îmi ziceau mie în comentarii: bă, frate, uite, eu am jucat cu OTCV3 și nu am luat ban. Da, mă, frate, dar probabil dacă n-ai jucat două zile pe contul ăla, ia uite cu aia ce am făcut, probabil dacă n-ai jucat două zile pe contul ăla și a venit Vacuivul, după aia poate ai scăpat, să zicem, deși nu prea ar fi, că eu știu că și dacă joci cu citazi și e detectabil peste, și peste două luni poți să-ți iei vac, dar, na, nu se știe, bă, băieți, mamă, ce prefer a încercat ăla, cred că Lovil Illiness ăla, Idleness, mă scuzați, eu cred că ăla are ceva wall sau nu știu, îmi dă prefer-uri prea dubioase. Oricum, de-abia aștept să vină ziua, mi se pare că pe 6 iunie a zis că o să pot să-mi dau 3, deci nu chiar în câteva zile, băieți, dar într-o săptămână aproape o să pot să joc cu aceste minunății pe contul main. O să mai iau și niște pinuri, că mai am 12 euro în balanța de la Steam, o să mai iau și niște pinuri. Hai să vedem, ok, unul mor și am adus și ăsta rush, doi morți. Mamă, ce flic am dat la asta să mă bat, tata, băi, 13 cu 1, 7 MVP-uri, lejer, așa, un meci de wingman la silver. Da, deci după cum am zis, trebuie să mai aștept să-mi iau cuțitele, dar și după când mi le iau, o să avem la Operation... Broken Fang, Diamond Coin, în puii mei, am făcut Diamond, prima mea operațiune pe care o fac și eu la cel mai înalt nivel, că eu când nu jucam cu coduri, eu dați seama că făceam maxim gold și pe acolo rămâne aici nebun, poate nici gold nu făceam de multe ori. Dar broken you off your cheats, uite cum a scris, cheats. Dar oricum acum operațiune de Diamond, rank 22, pe cont, gen, gândiți-vă că contul l-ai făcut de la zero, efectiv, are ID-ul, are Steam ID-ul, gen ăla cu care te loghezi, Raul Tzuk, fix așa i-am pus, Raul Tzuk. Deci cont semnat de mine, băieți, sunteți nebun la cap. I-am dat din mers, ești nebun la cap, deci am dat din mers, du-te bă, naiba de aici. Cred că mi-a zis nice cheats man ăsta, nici nu știu ce mi-a zis. Deci gândiți-vă că e cum făcut de la zero, ceea ce este o chestie super șmecheră. Să-ți faci așa un cont de la zero și să știi că ai făcut fain, nu știu ce. Acum ce ar mai trebui la contul ar fi niște ore. Adică eu din câte știu am vreo 300 și ceva de ore pe el. Făcute idle, majoritatea v-a dat seama, n-am jucat eu 300 de ore pe contul ăla. Dar o să vreau să-i fac măcar 2000 de ore să arate frumos așa cu cuțitul ăsta, cu skin-uri, că o să vreau să-i mai iau și niște skin-uri cu pinurile alea, cu operațiunea, cu tot. O să iasă ceva frumos, o să iasă ceva frumos, no problem, bro. Deci, bă, fraților, o să încercăm să facem un cont cât mai șmecher și, băi, să ne mai băgăm la un meci de wingman, nici nu știu, bă, băiți, hai să mai băgăm un meci de wingman, să scoatem Inferno și să mai băgăm o hartă, că chiar e interesant, adică acum că nu mai sunt codați așa de mulți, parcă îmi place și mie mai mult decât să dau de spin butări, să dau HVH de pe un cont cu cuțit. Da, bă, băieți, și am intrat și în cel de-al doilea meci de wingman, avem doi inamici, de fapt. Nu știu ce mi-a zis ăsta. Ah, lol, ok, ce mă? Tocmai ce mi-a zis ăsta că Agana, nu știu cum, has gone, but I'm playing now. Ce, mă? Ăsta s-a dus să se cace și a venit Fraxul și s-a pus la PC, ești nebun la cap. În fine, bă, băieți, jucăm cu doi inamici aici care cel mai probabil sunt chinezi amândoi, adică primul susul ăla este chinez, al doilea nu știu dacă e chinez. Nice, nice, mă, îmi place de băieții de la CSGO, cum știu, să organizeze serverele, să joace cei din Europa cu cei din Europa, cei din Rusia cu cei din Rusia, mă rog, nu, aici nu m-am referit că Rusia și Europa ar fi două continente diferite, că am mai auzit chestia asta, să va picioarele de la voi când vorbeam de continente și de astea și am zis că spuroase serverele, că ba nu ne bagă din Europa, ba nu ne bagă din nu știu unde, bă, băieți. Eu mă refer să ne bage fiecare să jucăm cu ăștia apropiați lui, adică ăia din Rusia să joace cu Rusia, dă-i dracu pe ăia din Rusia, să nu cred că nimeni nu merită să pice cu rușii într-un meci de CSGO, sunteți nebun la cap, adică știți ce zic. Dar nu știu, frate, nu, parcă nu mai e așa fan când nu vezi ce zic ăia, când te înjură și nu...
Nu înțelegi ce zic, trebuie să bagi pe translate. Știi bine, adevărul că unele translate-uri mai sunt și amuzante. Adică că fix în episodul trecut am pățit cu translate-ul ăla. Ești nebun la cap de... M-am jurat ăla de toate alea. Bă, băieți, by the way, nu uitați de config-ul meu de pe Exitium. Dacă vreți și voi să-l... Era să zic să-l cumpărați, să-l descărcați. Trebuie să scrieți pur și simplu, intrați aici în cheat, dați pe misc, dați pe config, dați pe norișorul ăsta, scrieți Raul 2K și mă rog, sunt mai multe configuri Raul 2K, dar eu sunt ăla care scrie owner Raul 2K. Aparent aici nu scrie niciun... Să-mi ba picioarele, trebuie să apară acolo owner Raul 2K. I-am dat un hit. Hai frătiuc, ți-am dat un hit. Am scos head-ul, gen să nu dea la cap. Bine, l-am luat. Am scos să nu dea la cap SSG-ul pentru că e destul de obvious totuși, am shadow daggers-urile astea, adică nu merită să le riscăm așa. Era mai ales că nici măcar, deci gândiți-vă cum ar fi să-mi iau bani cu ele și nici măcar să nu fie ajuns pe contul meu main. Adică nici măcar să nu fie apucat să le fi ținut o zi în inventar la contul meu main și eu să-mi iau bani cu ele. Ar fi chiar nașpa treaba. Un hit, i-am dat la ăla, mai vine și al doilea hit, brodere, două hituri. Acum bam. Nu. Și m-a luat Iașca la ăla. Man, is low HP, low HP. Nici nu mai știu, meciul trecut am murit măcar o dată. Nici nu mai știu dacă am murit, sincer. Ah, ba da, am murit, am pierdut și nu, dar n-am stat aspect pe ăla, cred că. Nu mai țin minte exact. He's not here, man, it's inside the house. He's very low HP, very low HP, one shot. Hai frătiucule, ia-l, mamă, mi-a venit și să râgă, să-mi bat picioarele. Hai frătiuc, știu că poți. Hai, trage una, trage. Bravo, mă, nice, good job, man, take his AK. Bine, mai mă că joacă Ukika, Ukiha Itachi, ăsta e de la din anime. Știu sigur că aveam un coleg care se uita la anime și își punea nume de astea, deci ăsta e anime, frate. Of, doamne, nu știu ce să fac, să dau... Uaaaaa, mă duc pe casa aia și dau mare pic, mă, să nu ajungă ăștia în casă să se ascundă. Hai că mergem repede, da, dar cred că și ei dau pic, da, uite și fraierul ăla. Eu ești cred că are AVP. Sau are scout? Băi, coaie, deci incredibil așa ceva. Mi-e frică să-i dau pic și tot pic de pe piatra asta, așa. Uite, mă, ce se întâmplă. Ai, drecusit copil, ia să-i dau un nou scop la ăsta. Vreau să-i dau un nou scop, op. Nu. Băi, coaie, l-a luat Utica Tataki ăsta. Deci pe video, de știință, eu înainte să fac video n-am absolut nimic, stau chill, așa zic, hai să filmez un episod. Pe episod începe să mă mănânce bap, fața bap, nasul bap, mâna bap, nu știu ce. Bă, frate, și voi pățiți chestia asta, că vreți să vă concentrați foarte mult la ce. Uite, acum mănâncă sprânceana și nasul, what the fuck. Of, doamne, doamne, ce mă enervează când toate se întorc împotriva mea, băieți, deci chiar e enervant. Hai să-l luăm repede pe... Ok, mamă, da, eu joc cam obvious, eu acum am dat seama că eu mă cam duc pe ei direct, ești nebun la cap, adică eu nu stau să mă gândesc unde ar putea fi, unde, nu știu ce, eu mă duc direct pe ei, mamă, ăsta e mare safe aici. Să las pe ăsta să planteze bomba, hai frătiu, a, dar nu poate să planteze bomba aici. Mamă, și, deci din... Ia fain, mă, ce-i fală ăsta. Încerc să-i trag pe aici, deși nu cred că poți și nu numai că nu cred că poți. Ok, ăla are, are scout. Lejer, frătiu, hai vino încoa. Bine, ce am dat-o. Deci asta e faza, mă, nu știu de ce, dar se întorc așa toate împotriva mea și parcă nu vrea nimeni, mă, să filmez, să-mi bat picioarele. Parcă nu vrea nimeni să filmez. Am pățit într-o seară când am vrut să filmez și nu mai pusasem de o săptămână și când m-am pus să filmez, am filmat jumătate de oră din videoclip și mi-a picat curentul. Și vă dați seama că după ce filmezi jumătate de oră de video, nu mai e chef să faci chestia asta încă o dată. Ăla a zis, ok, cred că își bagă mare spin acum. Deci vă dați seama că nu mai ai niciun chef să mai filmezi încă o dată jumătate de oră după ce ți-a picat curentul, mai ales că eram și obosit. Bine, asta e greșeala mea numărul 1, că eu mă pun să filmez fix când sunt obosit. Uite, de exemplu, episodul ăsta e filmat de dimineață, la ora 9.38 AM, băieți, deci un videoclip matinal, să zic așa, dar mai am perioade de alea în care mă pun să bag picioarele să filmez la 3 dimineața și vă dați seama că atunci nu mai are nimeni chef de filmat. Ina, de aia par oare poate mai plictisit în unele videouri, dar să știți că nu sunt plictisit, sunt doar obosit. Hai să vedem, bă, băieți, bă, mamă, dar nu cred că, cred că mai am nevoie de ce, mamă, 4 win-uri, mai îmi trebuie încă 5 win-uri după ăsta ca să iau șorancul ăla nebun. Vai, ai, 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 dar e bine măcar că o să mă dea silver pe contul ăsta, adică ăsta e contul lui fratimiu, eu practic am dat cuțitele astea pe contul lui fratimiu ca un fel de middleman, adică, bine ca un fel de middleman, nu-i faza de țeapă, ideea e că... Eu când mi le-am promutat Smokey, nu mă gândeam că o să le și cumpăr. Eu mă gândeam, bă, o să filmez 2-3 episoade cu ele și după aia le dau înapoi. Dar nu a fost așa, pentru că efectiv am îndrăgostit de ele, bă, băieți. Și inițial îi spusesem lui Smokey să îi le dea la frate meu cuțitele, pentru că eu aveam contul ăla meu main, pe care în perioada aia dădusem destul de mult cu Raycheck-ul. Și am zis, bă, frate, eu nu mă risc să mi le dai pe contul meu main și după să-mi iau Vagmar și să-ți dau banii pe ele. Pentru că așa mă gândeam, eu nici nu mă gândeam că o să ajung chiar să-i dau banii pe ele. Eu mă gândeam că doar o să filmez cu ele și am făcut o chestie cu el. Dacă el îmi dă cuțitele alea, eu nu trebuie să-i dau niciun ban pe ele. O să-i le dau înapoi peste o săptămână sau două, dar dacă mi-au bani cu ele în inventar, trebuie să-i dau bani. N-am ce să fac pe la urmă cu cuțitele lui. Și așa rămăsese înțelegerea, de aia l-am și dat pe contul lui fratimiu, pentru că erau șanse mai mici să-mi iau bani, mai ales că avea și tras sector mai bun și nici nu avea meciuri jucate cu cod. Adică până să am cuțitele astea pe contul ăsta, nici nu cred că am injectat vreodată cod, sincer să fiu. Dar
Aia e, bă, băieți, până la urmă am ajuns să îi le iau și trebuie acum numai am răbdare, mai am până pe 6 iunie, adică, nu știu, stai, pas pe 30, deci mai e cam o săptămână și un pic mai e și o să le avem în sfârșit pe contul meu, o să ne putem juca cu ele acolo. Bă, o să încerc pe contul meu, adică pe contul meu, sincer, ca să mă motivez, aș putea să joc doar cu Exitium ca să nu... Ia uite-l pe ăla, bă, ca să nu am cum să bag rage-ul, dar mai am și eu momente de alea în care... Bă-s cu Exitium și zic că îmi bag picioarele, mă, că-mi bag Neverlose-ul, știi ce zic? Deci aia e faza mai nașpa, dar... A, e, bă, băi, hai să plantezi bomba, că nu vreau să dau rush pe ăla, ca ne simți tu, plantăm repede bomba aici, lăsăm pe el să dea rush pe noi. Și na, cam asta e ideea, bă, băieți, ia uite-l cu aia pe ăla. Bă, frătiucule, gata, l-am omorât, bă, rog, mi-a furat la 2 kill-uri să-mi bag picioarele, bă, fraților. Na, voiam să mă uit dacă am luat rank, dar n-am luat rank din păcate. Sper că v-a plăcut acest episod. Acum și o mică dovadă că eu chiar am cuțit un inventar ca să nu știți. Bă, frate, tu ne minți, uite, ăsta este contul fratei meu. Dăm pe inventory frumos aici. Și în inventory puteți observa cuțitul și restul de skin-uri, mă rog. Dar în mare parte și dau de ghesurile astea sunt importante. 67 de euro, noi, nu știu ce, adică nu sunt cuțite de... 1000 de euro și chestii de genul, dar fac așa o parte din sufletul meu, din contul meu o să facă parte, bă, băieți, de-abia aștept, mamă, să fac contul la șmecher, o să-i fac, vreau să fac și level 50 în timp și toate nebunile alea să arate să fie cel mai șmecher cont de cheating, deși sunele cu, în fine, să fie așa un cont mai finuț de cheating. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, dați și voi acolo un like, facem 1500 de like-uri la acest episod și vă promit, cei care ați câștigat la giveaway, stați geană mâine, adică azi sau mâine cel târziu, o să vă dau un mesaj și voi o să trebuiască să-mi dați profilele voastre de Exitium ca să vă dau licența. Chiar îmi pare rău, eu acum mi-am amintit, efectiv, m-am trezit de dimineață, m-am uitat pe desktop și văd acolo giveaway Exitium. Ziceam, what? Ce e ăsta? Când am intrat pe ele erau Instagramurile câștigătorilor. Să vă dați și voi seama cât de prost sunt. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, dați și voi acolo online să facem 1500 de like-uri, un subscribe la canal dacă mai vreți episoare din continuare și dacă vreți să mă urmăriți și noi ne vedem data viitoare. Salut!